Pe ordine de zi a ședinței de astăzi avem următoarele proiecte. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al Agenției pentru Dezvoltare Regională și Muntenia pentru perioada 1 ianuarie 30 septembrie 2019. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare al Agenției de Dezvoltare Regională sub Muntenia. Proiect de hotărâre numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Agenției pentru Dezvoltare Regională sub Muntenia pe anul 2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Agenției pentru Dezvoltare Regională sub Muntenia pe anul 2020. Și, bineînțeles, celelalte informări. Avem un proiect de hotărâre suplimentar care nu a fost inclus în ordinea de zi. Și este următorul proiect, hotărâre privind aprobarea sumei aferente contribuției proprii a Agenției pentru Dezvoltare Regională sub Muntenia în cadrul proiectului PROSME, promovarea IMM-urilor din România prin intermediul rețelei Enterprise Europe.org, proiect finanțat de programul pentru competitivitate întreprinderilor și pentru IMM-uri. Vă propun să aprobare proiectul ordine de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate, proiectul ordinii de zi a fost aprobat. Trecem la dezbaterea acestor proiecte. Proiect de hotărâre numărul 1. Proiect de hotărâre prin aprobarea raportului de activitate a Agenției pentru Dezvoltare Regională sub Muntenia pentru perioada 1 ianuarie 30 septembrie 2019. În locul proiectul Liviu Mușac să ne prezinte acest proiect de hotărâre. Pentru perioada 1 ianuarie 30 septembrie 2019, așa cum v-am obișnuit, activitatea noastră se desfășoară pe 7 planuri. Prima, activitatea de secretariat pentru Consiliul de Dezvoltare Regională, activitatea de resurse umane, audit, organism intermediar OSCE, Direcția de Comunicare, Direcția Organism Intermediar FORT, Direcția Economică. În ceea ce privește activitatea de secretariat, vă readuc aminte că la nivelul regiunii s-au desfășurat 4 ședințe de Consiliu de Dezvoltare în aceste 9 luni din primele 3 trimestre. Ședințe în urma cărora s-au aprobat 16 proiecte de hotărâri, au fost adoptate 16 hotărâri. Evident, cu aceasta a cincea, iată că putem constata și mulțumesc Consiliului pentru Dezvoltare Regională, domnului președinte, tuturor membrilor, pentru implicarea în viața regiunii. Au fost ani în care aveam și maxim 2 ședințe ale Consiliului de Dezvoltare. Iată că acum, cu 4 plus 1, deja vorbim de 5 ședințe, ceea ce înseamnă că nivelul decizional este din ce în ce mai implicat în ceea ce presupune dezvoltarea regională. Mai ales în această perioadă atât de fierbinte, în care se îngemânează 2 perioade de programare, după cum vom vedea și după cum se va discuta despre perioada următoare, dar și problemele pe care le întâmpinăm în această perioadă 2014-2020. În ceea ce privește activitatea de resurse umane, am început anul cu 137 de angajați, din care au plecat 8, au venit 7, ceea ce înseamnă un coeficient de retenție de aproape 95%. În continuare, noi ținem socoteala acestor indicatori, astfel încât, în momentul de față, vechimea medie în Agenția de Dezvoltare a unui angajat este de 9 ani, iar a unui șef, începând de la șef de compartiment în sus, de 13 ani, ceea ce pentru noi este, sau a trebuit să fie o probă de continuitate și de experiență pe care o punem în slujba regiunii de dezvoltare sub Muntenia. În ceea ce privește categoriile de vechime în muncă, iată, aproape jumătate, 60 de angajați depășesc 20 de ani, 10, 15 ani și 5-10 ani peste 45 de angajați, ceea ce denotă o împletire a experienței cu
vârsta mai fragedă, vârsta la care angajații au un elan mai mare. În ceea ce privește vechimea în instituție, în agenție, avem 19 angajați care au între 16 și 20 de ani, 33 între 10 și 15 ani, 5-9 ani, iată că deja mai mult de o jumătate de deceniu, 44. Așa cum spuneam, anii aceștia sperăm să se regăsească în tot ceea ce facem pentru comunitățile de regiune. În această perioadă am participat, angajații agenției au participat la o serie de cursuri, în special pe partea de dezvoltare urbană, pe partea de achiziții, managementul fraudelor, problematica SMIS-ului, tot ceea ce ține de o gestionare mai bună a programelor în regiunea noastră. Audit intern, biroul a funcționat după ce a avut planificat. Este demn de remarcat în ceea ce privește auditul că în această perioadă, în al treilea trimestru, deci în ultimul trimestru analizat, am fost desemnați alături de altă agenție de dezvoltare să fim gazda unui audit ad hoc, unui audit desfășurat așa fulger, blitz, de la Comisia Europeană, audit care în urma căruia Comisia și-a întărit convingerea ca următoarele programe regionale să se desfășoare în distinct pentru fiecare regiune în parte. Și ne bucurăm și suntem mândri că am putut să contribuim la această decizie. În ceea ce privește organismul intermediar POSCE, aici mai avem 106 aplicații în monitorizare ex post, ele sunt împărțite pe județe, după cum vedeți. Practic, acest organism intermediar își termină activitatea începând cu 1 ianuarie. Vorbesc de activitatea de monitorizare a proiectelor, fiindcă așa cum presupun uzanțele, orice program încheiat trebuie să finalizăm arhivarea, să punem toate hârtiile în regulă, pentru că avem 5 ani de monitorizare expost din partea Ministerului Fondurilor Europene. În orice caz, programul a fost derulat și mulțumesc colegilor mei, tuturor celor care s-au implicat în acest serviciu. Dacă vă aduceți aminte, în 2012 programul a fost preluat de la Ministerul Economiei pe vremea aceea ca o soluție de revitalizare a acestuia, fiindcă intrase într-o amorțeală, ca să nu spun colaps, și s-a dovedit atunci că agențiile pentru dezvoltare regională sunt în stare să deruleze astfel de programe, să gestioneze, să facă evaluări, să facă monitorizări, să facă verificări de plăți pentru toate aceste programe. Și a fost un program de succes. Dintr-un program aproape mort, compromis, am reușit să îl revitalizăm. În ceea ce privește direcția de dezvoltare, aici de dezvoltare și comunicare. Aici principala activitate a fost de a promova regiunea, agenția, județele regiunii. Ne-am bazat pe promovarea online și statisticile au spus că am avut 100.000 de documente descărcate de pe pagina agenției. În urma 22.154 de vizitatori unici. Am avut articole în presă aproape 850 în această perioadă. Am participat la acțiunile organizate în parteneriat cu instituții, cu administrația locală din regiune.
Și aici aș vrea să subliniez organizarea Comitetului de Monitorizare al Programului, desfășurat în vara acestui an, în județul Argeș. Și mulțumesc Consiliul de Dezvoltare, mulțumesc județului Argeș pentru modul cum s-a realizat această acțiune. Foarte mulți, inclusiv de la nivel central, dar și din alte regiuni, fiind plăcut impresionați de ospitalitatea, de organizarea pe care noi am adus-o. Am continuat publicarea buletinului informativ săptămânal al regiunii, astfel încât am realizat încă 35 de ediții electronice acestui săptămânal, buletin săptămânal. Avem aproape 5.000 de abonați la pagina de internet. În ceea ce privește activitatea de planificare regională, partea de strategie de specializare inteligentă a fost o activitate destul de importantă, mai cu seamă, având în vedere ceea ce se preconizează a fi finanțat din programul următor, din pachetul de programe pentru 2021-2027. După cum știți, obiectivul 1 este aproape integral alocat acestei activități de specializare, inteligentă dezvoltare și așa mai departe. Planul de dezvoltare a regiunii 2021-2027. După cum știți, am demarat în trimestrul al treilea activitatea de actualizare a acestui plan, a strategiei noastre. Am reconstituit grupurile de parteneriat local în toate cele 7 județe. Deja am făcut o incursiune, un tur în acestea și sperăm ca în perioada următoare să venim în fața Consiliului de Dezvoltare cu un plan actualizat care să țină cont într-adevăr de nevoile comunităților, dar și să fie orientat spre ceea ce va finanța următorul ciclu de program. De asemenea, tot aici, cu specificitate pentru problematica de infrastructură de transport, deja lucrăm la actualizarea hărții pentru mergem pe 3 priorități de la fiecare județ. Sperăm ca și pentru perioada 2021-2027 masterplanul într-o dimensiune mai restrânsă al regiunii noastre să fie dat exemplu de colaborare între județe, așa cum a fost dată perioada 2014-2020. Bineînțeles și proiectele în care suntem implicați, fie că suntem implicați în calitate de partener, fie că suntem implicați în calitate de lider de proiect, au făcut obiectul activității direcției și upgrade SMEs, Cluster FI, Social Green, Census, PROSME, toate aceste proiecte sunt în derulare. Danube Restrei Cluster ăsta este chiar proiectul în care noi suntem lider de proiect și sperăm ca el în general să ducă la rezultatele pe care împreună cu partenerii noștri le-am prevăzut când a scris proiectul. Serviciul de dezvoltare urbană a avut mult de o activitate intensă în aceste prime trei trimestre ale anului. Vă aduc aminte că la sfârșit, în primul trimestru a fost termen de depunere pentru toate proiectele pentru reședințe de județ pe axa 4, vestita axa 4 și fiindcă suntem aici, aș vrea să vă spun că la nivelul regiunii am reușit din cele 7
reședință de județ să strângem 71 de aplicații cu o valoare de peste 250 de milioane de euro, reprezentând 127% din alocarea regiunii noastre. Am semnale și de la Ministerul și de la Asociația Municipiilor din România, că Ministerul Dezvoltării, mă rog, titulatura lui actuală pe care sperăm ca să o reținem, s-a angajat că va finanța până la 150% din operațiuni, ceea ce pentru noi ar fi acoperitor, dar aș vrea să ne gândim, având în vedere că avem doar 127%, să vedem dacă mai sunt posibilități și colegii mei de la acest serviciu împreună cu dumneavoastră, să vedem dacă mai sunt posibilități să mai adăugăm proiecte la listele noastre, așa încât să mergem și noi spre 150% din alocare. În orice caz, deja am început să semnăm contracte în axa 4, mă refer la contractele care vă interesează cu preponderență, prin 4-1, și sperăm ca toate reședințele de județ să semneze până la sfârșitul trimestrului contractele, așa încât să înceapă să deruleze proiectul. În ceea ce privește direcția organism intermediar, aici, după cum ne știți, a fost sala motoarelor în agenție în această perioadă. Am față de anii precedenți, dar anul precedent mai ales, în care serviciul de evaluare și de contractare a avut ponderea în activitatea organismului intermediar. Pentru acest an și serviciul de verificare plăți a început să funcționeze la maxim. Vreau să vă spun că în această perioadă, împreună cu colegii din agenție, încercăm pe cât posibil să contribuim la atingerea țintei programului la nivel național pentru 2019. Și sperăm ca eforturile pe care le facem împreună cu beneficiarii, cu dumneavoastră, în special să se concretizeze în atingerea acestei ținte. Sunt prezentate date pe județe, pe axe, pe tot felul de criterii. Dumneavoastră le aveți la dispoziție. În măsura în care sunt întrebări, sunt la dispoziția dumneavoastră. Pentru partea de activitate financiar-contabilă, o să o rog pe colega noastră, doamna directoare Mirela Tache, directoare economică, să facă prezentarea acestei secțiuni din raportul de activitate. Față de cheltuielile previzionate în valoare de 21.848.39 de lei, cheltuielile realizate au fost de 17.159.812.03 lei, din care aproximativ 2.140.000 de lei sunt cheltuieli cu destinație specială. Au fost bani care au intrat în conturile agenției pentru proiectele în care avem calitatea de lider de proiect, doar au transitat conturile instituției, iar cheltuiala efectivă de organizare și funcționare a instituției noastre a fost de aproximativ 15 milioane de lei. Înregistrându-se astfel economii de aproximativ 4,2 milioane lei. Ca și pondere în totalul celor 15 milioane au fost de 81,56% cheltuieli de personal, 1,84% cheltuieli de plasare diurnă cazare, 6,01% servicii, 5,35% investiții, 3,25% cheltuieli generale de administrație, 0,75% cofinanțare la diverse organizații și asociații și 1,24% cheltuieli alte proiecte ale ADSM în calitate de partener și lider. Nu au fost înregistrate depășiri la limiile de cheltuieli aprobate de către Consiliul de Dezvoltare. Dacă observați două linii de buget la 4.1 și la 4.3, diferențele sunt date de amortizarea înregistrată în cursul anului pentru investițiile din anii anteriori.
În ceea ce privește veniturile, acestea au totalizat o valoare de 19.418.356,33 de lei, cu următoarea pondere. Venituri din activitatea ADRS Muntenia în valoare de 18.347.577,60 de lei, care au avut ca pondere 14,47% contribuții de la Consiliile Județene și 85,53% contribuții din proiectele de, pe care agenția le are în derulare în momentul de față, cu ministerele sau cu finanțare de la Comisia Europeană, și venituri cu destinație specială, bani care au intrat în conturile instituției și au fost virate către partenerii din cadrul proiectelor în care noi avem calitatea de lider. Din analiza situației, virurilor contribuțiilor Consiliului Județene la 30 septembrie se observă o rată de încasare de 55,24%. Fac mențiunea că în momentul de față sunt încasate în procent de 100% în contribuțiile Consiliului Județene. La jumătatea anului am reușit atribuirea contractului de lucrări pentru sediul agenției. Deja din luna august se lucrează cu montare întotdeauna la maxim și deja am turnat fundația, nu? Fundația se lucrează la legatul fierului pentru plafonul la demisol sau cum? În orice caz, sperăm ca vremea să ne mai țină și pentru acest lucru vă suntem profund îndatorați și sperăm ca toate aceste eforturi pe care județele din regiunea de dezvoltare sub Muntenie le fac pentru asigurarea unor condiții foarte bune de lucru în agenție să se întoarcă cât mai repede pentru dumneavoastră și pentru comun. Vă mulțumim în suflet, suntem la dispoziția dumneavoastră cu întrebări vis-a-vis de raportul dat. Acum mai vreau să completez un foarte scurt. În referitor la partea de achiziții, au fost efectuate 269 de achiziții în această perioadă, în care două achiziții pe parte de proceduri și restul pe achiziții în cadrul cumpărării directe în SEAC sau cu anunțuri publicitare pe site. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră referitoare la stadiu, sperăm că în următoarea perioadă să facem, să realizăm ca și etapă turnarea centurilor și buzineților la stăpii de susținere, umplutura de pământ și pietri și turnarea placă cota -3,05 și să ridicăm pereți momentan, dacă vremea ne ajută. Mulțumesc frumos! Da, mulțumim domnului director Mușat și domnul director Tache pentru acest raport deosebit de laborios și pentru activitatea de până acum. Ca de fiecare dată ne bombardați cu informații de care avem nevoie pentru a decide cu privire la activitatea dumneavoastră. Vă mulțumim pentru asta. Dacă sunt intervenții cu privire la acest proiect de hotărâre, aflat în ordinea de zi. Dacă nu sunt intervenții propuse spre adoptare proiectului de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate, proiectul de hotărâre este adoptat. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 2. Proiectul de hotărâre prin modificarea regulamentului de organizare și funcționare a agenției pentru dezvoltare regională sub Muntenia și prezintă doamna Cuțu Ioana, șef biroul Resurse Umane. O primă modificare constă în eliminarea, începând cu anul 2020, după cum a precizat și domnul director, a serviciului organism intermediar post-CCR. Considerăm că aceasta este necesară, deoarece activitățile de implementare a programului menționat s-au finalizat. Ca o consecință a acestei modificări, vă propunem și înlăturarea atribuțiilor pe care structurile suportului îndeplinesc pentru implementarea programului operațional sectorial creșterea competitivității economice. O a doua modificare o constituie înființarea în cadrul direcției economice a unui birou de gestionare financiară a proiectelor externe în locul biroului control financiar. Reorganizarea acestei din urmă structuri are loc ca urmare a solicitării AMEPOR de eliminarea vizei de CFPB, deoarece organismele intermediare nu sunt instituții publice și nu autorizează plățile beneficiarilor.
Acest birou non-ființat va avea ca principală atribuție gestionarea implementării financiare a proiectelor în care Agenția pentru Dezvoltarea Regională sub Muntenie este implicată în calitate de coordonator sau partener. Acestea sunt principalele motive pentru care vă supunem aprobării acest proiect de hotărâre. Și în anexa 1 a acestui proiect aveți și modificările pe care vi le propunem pentru structurile vizate. Toată activitatea agenției este oglinda și activității noastre și n-ai cum să nu recunoști că s-a muncit foarte mult, însă cerințele care apar prin programul operațional regional sunt extraordinar de greu de îndeplinit. De aceea, o observație pe care am sesizat-o eu și colegii mei primari se referă la corecțiile care apar în cadrul unor proiecte și aici mă refer primele corecții pe care le primim chiar din fașă, încă de la depunerea proiectului, când se analizează achiziția de proiectare. Fiecare dintre noi vrem să maximizăm, într-un fel, partea de punctaj, să venim foarte repede, conform cerințelor, cu proiectul și în condițiile acestea suntem sancționați dacă proiectul nostru a fost achiziționat aproape de suma maximă sau pe suma maximă prevăzută. Aș vrea ca în toate discuțiile noastre și nu pentru programul ăsta operațional care se va termina în 20, dar cel puțin pentru perioada 21-27, să ținem cont într-o formulă de organizare a noastră și cu master planul care se face, să ținem cont ca și organismul ăsta al nostru de control, să țină cont de corecțiile care trebuie să vis-a-vis de aceste achiziții, pentru că sunt aceste lucruri extraordinar de complicate, cu termene foarte scumpe, foarte scurte, cu cerințe foarte mari. Eu pentru o pistă de 4 km de bicicletă a trebuit să fac 112 cărți funciare. Și vă dați seama, apoi aceste 112 cărți funciare să le face lipire, ca să reprezinte un tot, să poți să vii cu el. Și cu câți factori trebuie să lucrezi ca să realizezi acest lucru. Asta pe o parte. Și am avut pe partea cealaltă 114. Deci în total am 200 și ceva de cărți funciare făcute în cadrul unui proiect ca să fac 8 km până la urmă de piste. De aceea aș vrea să vă informez și să știm că cerințele și cu termenele așa de scurte ne determină și pe noi să facem o achiziție cu o plată substanțială, acoperitoare și mobilizatoare în același timp pentru un proiectant și colaboratorii lui de a-și realiza acest lucru. N-am nimic împotriva anexei și a proiectului nostru, dar compartimentul de audit și cu noi poate ar trebui în activitatea viitoare să aducem niște îmbunătățiri în sensul acesta și eu îmi formulez partea de motivare numai pe câteva aspecte. Fiecare dintre noi întâlnim probleme de implementare proiectelor europene, mai ales în acest domeniu al catastrului, pentru că nu avem catastru finalizat pentru toate obiectivele pe care noi le propunem la finanțare. Și noi am avut probleme de 250 de suprapuneri la un grup județean și a trebuit rezolvat pentru că altfel riscam să nu putem depune proiectul. Cu siguranță cred că ar trebui ca fiecare coleg din Agenția de Dezvoltare sub Muntenia, din regiunea sub Muntenia, cei care fac parte din această regiune, în următoarea perioadă să transmită la Agenția de Dezvoltare aceste aspecte pe care dumneavoastră le sesizați aici. Sunt convins că toate localitățile au întâmpinat diverse probleme în implementarea proiectelor europene și asta ar putea să ne ajute în următorul cadru financiar de anual 2021-2027 să în acest cadru să evităm astfel de aspecte care acum ne creează probleme. Da, mulțumim în primar. Dacă sunt alte intervenții cu privire la proiectul de hotărâre, dacă nu sunt propuneri spre adoptare proiectului de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă, abține. În unanimitate, proiectul de hotărâre este adoptat. Trecem la următorul proiect de hotărâre, în ordinea de zi. Proiect de hotărâre
prin aprobarea organigramei și statului de funcție al Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia pentru anul 2020, prezintă doamna Mărții Ioana, șef Biroul Resurse Umane. Fiind un număr de 170 de posturi alocate, cu 5 posturi mai puțin decât organigrama aprobată pentru anul în curs. Diminuarea numărului de posturi alocate este determinată în principal de motivele expuse la anteriorul proiect de hotărâre, respectiv eliminarea din structura instituției a serviciului organism intermediar post-CCE și de eliminarea altor câteva posturi din cadrul direcției organism intermediar post. Motivele pentru care considerăm necesară modificarea structurii organizaționale au fost expuse la proiectul de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare. Doresc să precizez în plus că toți angajații care fac parte din structurile care au fost eliminate din organigramă vor fi transferați pe alte posturi în cadrul altor structuri. În prezent avem ocupate 134 de posturi, iar situația posturilor de conducere și de execuție, astfel cum sunt prevăzute în organigrama pentru anul 2020, este următoarea. 21 de posturi de conducere alocate, toate ocupate, 149 de posturi de execuție, dintre care 113 posturi sunt ocupate. În organigrama propusă pentru anul 2020 avem 3 direcții, 9 servicii, 4 birouri și 7 compartimente. În expunerea de motive pe care o aveți în mapă, aveți o situație mai detaliată pe fiecare direcție în parte, respectiv situația posturilor alocate și a posturilor ocupate din cadrul structurilor care sunt subordonate în mijlocit directorului ADRS de Muntenie. În urma modificării organigramei am elaborat și un nou ștat de funcții pentru anul 2020, care include toate posturile alocate și posturile ocupate, prevăzute în organigramă. În anexa 1 veți găsi organigrama propusă pentru anul 2020, iar în anexa 2 ștatul de funcții. În spatele organigramei este și o situație un pic mai detaliată pe fiecare structură în parte. Mulțumesc! Da, mulțumesc mult! Dacă sunt intervenții cu privire la proiectul de hotărâre cu dezbatere, dacă nu sunt intervenții propuse spre adoptarea proiectului de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul de hotărâre este adoptat. Proiect de hotărâre numărul 5. Numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia pe anul 2020, prezintă doamna director economic, Tatia Andreea Mirela. Referitor la bugetul pe anul 2020, la fundamentarea acestui an, luat în calcul toate contractele de finanțare pe care agenția le are în momentul de față în desfășurare, precum și cele care vor fi semnate în cursul anului 2020, atât în ceea ce privește partea de venituri care le generează, cât și partea de cheltuieli aferente. Totalul previzionat în anul 2020 pe partea de cheltuieli este de 39.848.396,23 de lei și aș face câteva precizări la fiecare capitol de cheltuieli, respectiv la cheltuielile de personal. Singurele modificări în față de vechiul buget aprobat în anul 2019, pe care o modificare este aceea de a mări valoarea nominală a unui tichet de masă de la 12 lei la 15 lei. Și o mică precizare, având în vedere că până în momentul de față valoarea salariului minim nu a fost stabilită încă pe anul 2020, în cazul în care vor fi modificări la contribuția pentru persoane cu handicap, pentru că aceasta se calculează în funcție de salariu minim, vom solicita o rectificare la anul la această linie din cadrul capitolului de cheltuieli de personal. Pe partea de cheltuieli de deplasare, indemnizații de delegare și alocații de cazare au fost luate în considerare prevederile legale cu privire la stabilirea acestora și plafoanele existente în legislație, precum și prevederile hotărârii Consiliului de Dezvoltare care se referă la această categorie de cheltuieli. Și este în valoare de 665.422 lei. La capitolul 3, cheltuieli cu serviciile,
în valoare de 2.616.688,70 de lei. Am inclus aceleași categorii de cheltuieli, respectiv expertize tehnice, partea de evaluări externi, fiscală, juridică, partea de traducere și interpretariat, publicitate și informare, atât a programelor aflate în desfășurare, cât și a activității Agenției pentru Dezvoltare Regională în Muntenia, organizarea de evenimente, instruire personal la ADRM și a beneficiarilor programului operațional regional și alte categorii de servicii care s-au regăsit și în structura actuală a bugetului. Pe partea de cheltuieli de investiții, în valoare de 10.092.938,93 de lei, vreau să fac mențiunea că au fost prinse atât pe cheltuieli cât și pe venituri toți banii aferenți contractului pentru sediu adresul Muntenia Corpul B, deoarece până în momentul de față nu s-a făcut niciun decont la prestatorul de lucrări. Astăzi au depus prima situație de plată, urmează să o analizăm și dacă totul este în regulă, o plătim la sfârșitul, până la sfârșitul anului, dacă nu va intra pe cheltuiala aferentă anului 2020. Și, într-adevăr, mai solicităm aprobarea a 214.200 de lei, o împrejmuire atât a sediului A cât și a sediului B al agenției, deoarece acum va fi o aceeași curte comună la sfârșitul investiției. La partea de cheltuieli de investiții au mai fost prevăzute 7 autoturisme care vor fi decontate din programul operațional regional și partea de cheltuieli curente de funcționare, birotică, rechizite, echipamente, periferice de calcul, programe informatice, obiecte de inventar, mobilier și etc. Mai există capitolul 5, care cuprinde totalitatea cheltuielilor generale de administrație, care asigură bună organizarea instituției noastre, partea de utilități, telefonie, material, servicii, întreținere, RCA-uri, casco, alte cheltuieli, în valoare de 1.205.827,60 de lei. Capitolul 6, cheltuieli, cotizații, contribuții, diverse organisme și asociații, 450.000 de lei. Capitolul 7, cofinanțare, proiecte, 100.000 de lei. Și capitolul 8, cheltuieli aferente proiectelor aflate în implementare sau care urmează a fi contractate, în valoare de 485.695.000 de lei. Pe partea de venituri, veniturile estimate au următoarea componență: 4.763.739 de lei contribuției ale consiliilor județene. Aici am avut în vedere prevederile hotărârii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia numărul 5 din 13 iunie 2018, prin care contribuția este stabilită în funcție de populația după domiciliu publicat de Institutul Național de Statistică, mulțit cu indicatorul de 1,5 lei pe locuitor. 27.377.657,23 de lei venituri proprii din contractele de finanțare, dar și alte venituri, diferențe de curs valutar, donații, subvenții, precum și veniturile încasate din anii precedenți pentru investiția de bază în valoare de 7.707.000 lei, având în vedere că nu am efectuat nicio cheltuială până în momentul de față pentru această investiție. Iată, astăzi avem achitat 100% contribuția județelor la funcționarea agenției. Dacă sunt intervenții cu privire la proiectul de hotărâre? Domnul președinte, felicit colegii de la agenție pentru modul acesta deosebit, dar am o temere că nu s-a luat în calcul programul acesta de guvernare deosebit și o să ne trezim cu previziunea asta noastră supraevaluată la 5 lei pe euro, că o să creăm niște economii și să le justificăm. Vă mulțumesc! Mulțumim, alte intervenții? Dacă nu avem intervenții propuse de votare prin hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Abținem? Nu am votat. Proiectul de hotărâre este adoptat. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 5, proiectul care a fost inclus suplimentar pe următoarea zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei aferente contribuției proprii a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sfântu-Muntenia în cadrul proiectului COSME, promovarea IMM-urilor din România prin intermediul rețelei Enterprise-ului Network, proiect finanțat de programul pentru competitivitate și contribuțiilor și fondului IMM-ului COSME. Vă rog, doamna... Vă rog. Și contractele de finanțare au fost semnate în urmă cu două zile și am spus să profităm de ocazie și de bunăvoința dumneavoastră. Acest proiect apare ca urmare a necesității dezvoltării portofoliului propriu de proiecte și a atragerii de fonduri europene coruborat cu îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, astfel încât ADRS-ul Muntenia a avut oportunitatea să acceseze în calitate de coordonator fondurile puse la dispoziție prin programul pentru competitivitatea întreprinderilor și pentru IMM-uri COSME, program care este derulat prin intermediul rețelei Enterprise Europe Network. Programul COSME este un program al Uniunii Europene care are scopul de a ajuta întreprinderile mici și mijlocii să-și dezvolte potențialul inovativ și de business. Proiectul este implementat de un consorțiu format din 12 parteneri, iar ADRS-ul Muntenia este lider de proiect. Obiectivul general al proiectului COSME este acela de a contribui la dezvoltarea mediului de afaceri și la promovarea culturii antreprenoriale. Bugetul oferent Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia este de 99.200 de euro pentru o perioadă de 2 ani, începând cu ianuarie 2020, iar din bugetul alocat agenției, suma de 59.520 reprezintă valoarea grantului acordat, iar suma de 39.680 de euro reprezintă contribuția proprie. Această sumă reprezintă practic 40% din cheltuielile eligibile aprobate de Comisia Europeană pentru instituția noastră. În același timp, în afară de rugămintea de a ne aproba contribuția în cadrul proiectului, dorim să vă supunem avizării și participarea în cadrul proiectului COSME, COSME INN, unde noi nu avem niciun fel de contribuție financiară, este înrudit cu proiectul precedent. Acest proiect este implementat de un consorțiu format din 8 parteneri și este finanțat din programul Horizon 2020. Dacă nu sunt intervenții propuse de adoptare proiectului de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Abținem? Unanimitate, proiectul de hotărâre este adoptat. Trecem la informările cu privire la programul operațional regional pentru 2014-2020 în regiunea de Departe Sfânt Muntenia și vorbim pe doamna director adjunct Mișan Mariană să facă această prezentare. Mulțumesc! Rugămintea mea este ca detalierea fiecărui proiect în parte se află în dosarele dumneavoastră, prezentarea fiind pusă în fiecare mapă. Nu am prins acolo proiectele depuse pe micro-întreprinderi, deoarece este vorba de 460 de proiecte depuse și 300 de contracte semnate. În marea majoritate ele se află unele finalizate, altele în implementare. Și de asemenea, pe micro-întreprinderi am avut 190 de proiecte depuse și 139 de contracte semnate. Nu le-am putut detalia proiect cu proiect, deoarece sunt foarte multe și ar fi necesitat un volum mai mare de hârtie. În acest moment avem 1134 de proiecte depuse pe program operațional regional, peste 600 de contracte semnate, în verificare conformitatea administrativă și eligibilitate sunt 47 de proiecte, 19 sunt în evaluare tehnică și financiară și aici vorbim de axa 4, 17 pe mobilitate axa 4 și 2 pe 3.2. Semnat contracte trimise pentru semnare la autoritatea de management în acest moment sunt 46 și 13 le avem în precontractare. Un interes mai scăzut în ceea ce privește programul operațional regional au prezentat prioritatea de investiții 1.1a, sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic, unde din 4 proiecte depuse, 2 au fost respinse.
De asemenea, deci gradul de încărcare este de 6,88. De asemenea, prioritatea de investiții 1.16 milioane entităților de inovare și transfer tehnologic. Din 7 proiecte depuse, toate 7 au fost respinse. Aici intervenind o problemă în kit-ul prezentat. În rest, un mare interes l-au prezentat prioritatea de investiții 2.2a, unde încărcarea a fost de 115%, dar acum, în urma realocărilor propuse și de regiunea Sud-Muntenia, a scăzut la 73,51% și în acest moment așteptăm să se redeschidă această prioritate de investiții. De asemenea, iluminatul public pe 3.1c, unde gradul de încărcare a fost de 171%, pe 5.1, pe patrimoniul cultural, avem proiecte depuse de 186%, pe infrastructura regională 227%, pe ambulatorii 8.1, 191%, pe 83 centre pentru vârstnici avem proiecte depuse de 239%, școlile sunt într-un procent foarte mare depus în gradul de încărcare al axei, fiind de 787%, universitățile 171% și, bineînțeles, regenerarea urbană, care a prezentat un interes deosebit. De asemenea, gradul de încărcare al acestei priorități este de 293%. Noi sperăm ca aceste proiecte care se află în rezervă, o parte din ele să fie contractate în perioada imediat următoare, iar restul sperăm să reprezinte un portofoliu finanțabil pe viitoarea perioadă de programare. Deci, la modul general, dintr-o alocare regională de 874 de milioane de euro, avem proiecte depuse de 176% din alocare, contracte semnate de 72% până în acest moment și documentații trimise la autoritatea de management de 13,56%. Dar deoarece activitatea organismului intermediar nu reprezintă numai partea de evaluare, putem spune că în ceea ce privește contractarea proiectelor, avem contracte semnate în acest moment. Argeșul are 165 de contracte semnate, Călărașul 49, Dâmbovița 119, Giurgiu 63, Iarlovița 33, 163 de proiecte semnate în Prahova, 44 în Roma. Ca și valoare totală contractată, avem contractat până în acest moment 5.583.000 de lei. O mare problemă în agenție o reprezintă în acest moment cele de rambursare. Până în acest moment avem depuse cele de rambursare, rambursare aferente și cele de plată pe tot programul de la începutul derulării lui, un număr de 2859 de cereri și suma solicitată prin aceste cereri de rambursare a fost de 1.422 de milioane de lei. Ne aflăm într-o perioadă foarte încărcată în ceea ce privește depunerea rambursărilor și finalizarea procesului de transmitere a acestora către autoritatea de management. Sperăm să ne îndeplinim ținta pe care ne-am asumat-o pentru acest an prin programul operațional regional, iar în casă acum avem 75 de cereri de rambursare, 44 de cereri de rambursare aferentă și 4 cereri de plată în valoare de 50, toate însumând 52 de milioane de lei. Rugămintea noastră este către dumneavoastră, deoarece până în data de 20 decembrie noi trebuie să transmitem toate cererile de rambursare către minister, deci toate cele 123 de cereri pe care le avem în casă să le procesăm și le transmitem mai departe la autoritatea de management. Țin să precizez că în agenție se lucrează și se va lucra sâmbătă, duminică, se va lucra și această sâmbătă și această duminică, în dorința de a trimite tot ceea ce avem.
Rugămintea care este ca cele de rambursare aferente pe care trebuie să le transmiteți pentru a închide ciclul de transmitere și de includere a acestor sume în declarațiile de cheltuieli care se transmit către Bruxelles, să le transmiteți către noi cât mai repede posibil. Este vorba de 21 de cereri de rambursare aferente pe care le așteptăm încă de la municipiul Giurgiu, de la Mizil, Azuga, Răcari, Slădic, Fetești, Ghimpați, Colibaș, Comuna Dragoș Vodă. Toate aceste cereri reprezintă doar, așa cum am mai spus, o formalitate care e menită să închide. Deci cererea de plată s-a transmis către noi, banii au fost virați de către autoritatea de management. Trebuie adus această cerere de plată, rambursarea aferentă cererii de plată prin care dumneavoastră vă dovediți că ați făcut plățile la rândul dumneavoastră. Deci doar niște hârtii pe care le așteptăm să putem încheia ciclul și transmite mai departe către minister. Cam aceasta ar fi boza în acest moment al programului operațional regional. Prima întrebare. Dacă puteți să-mi spuneți când se va lansa noua apel Graxa 3, prioritate de investiții 3 în de eficiență energetică a clădirilor publice, având în vedere că după semnarea celor 29 de contracte s-a ajuns la un grad de încărcare de 63%. Așteptăm cât de curând deschiderea acestui nou apel. O dată exactă nu avem în acest moment, dar știm că autoritatea de management a de fapt, ne-am transmis hotărârea Consiliului de Dezvoltare prin care s-a hotărât acest lucru. Au fost de acord cu redeschiderea axei, dar fix o lună nu pot să vă dau în acest moment, că nu avem această informație. Cum o vom afla, vă transmitem imediat. Și a doua, vreau să vă informez că județul Giurgiu a depus un proiect Graxa 6, cea de infrastructură. Nu văd nicio informare aici. În această informare nu văd niciodată. Da, județul Giurgiu a depus un proiect de reabilitare și modernizare a drumului județean DG504. Da. Acest proiect inițial a fost respins pentru că a avut ceva probleme de ordin juridic. Între timp s-au rezolvat, l-a redepus și, dacă nu mai știu, 17.04.2019 a fost aprobat. Vreau să întreb care este nivelul economiilor rezultate pe această axă la momentul de față și în același timp vreau să fac și un apel către colegii mei președinte Consiliului Județene să ne vină în sprijin în sensul în care dacă se află în situația în care au semnat contract de execuție pe unul din obiectivele aprobate la finanțare pe această axă, bineînțeles, după ce și-au actualizat devizul general cu ordonanța 114, eu știu, poate au ținut cont și de cursul valutar la care s-a referit și domnul Boțâcă, că este în creștere, dacă rezultă alte economii, să fac o adresă în care se spune exact care este suma necesară pentru acoperirea implementării acestui proiect, ca să avem și noi o cifră exactă a acestor economii. În speranța că o să reușim și noi să implementăm acest proiect. Este un proiect mic, undeva cu valoare de 10 milioane de lei. Până în acest moment, acest proiect este în rezervă, așa cum... Și chiar n-am avut aprobat niciun proiect în această perioadă de programare. Din păcate știu că asta e situația de la Giurgiu. Nu avem economii încă pe această axă, pentru că, din păcate, nu s-au adus foarte multe, nu s-au semnat foarte multe contracte de lucrări și de acest motiv, neexistând rambursări și neexistând economii pe proiectul respectiv, nu a putut fi finanțat la ordinea noastră. Probabil când se vor realiza economii pe fiecare proiect în parte, în mod sigur proiectul va fi inclus la finanțare. O rugăminte la dumneavoastră, puteți face dumneavoastră o solicitare către fiecare Consiliu Județean în parte să vă dea un răspuns scris în acest sens? Da, sigur. Da, deci, până la momentul de față, sunt atribuite două contracte. Călăraș și Alt. Rahova nu, Teleorma nu, Argeș nu, Târgoviță nu. Între cei doi președinți, atunci îmi afirm rugămintea de a ne ajuta.
să-și facă un calcul cât de cât clar, eu știu, să-și actualizeze devizul general, să țină cont absolut de toate modificările care pot fi interveni, dar dacă mai rămân ceva economii, să ne spună concret care sunt, eu știu, să renunțe și poate atunci va rezulta o sumă care, pe care ne va ajuta și pe noi. Mulțumesc mult! Mulțumim, domnul vicepreședinte. Da, sunt notat colegii, o să facem o analiză și o vom prezenta. Cu privire la redeschiderea acției, cred că ar trebui să reluăm corespondența cu Ministerul, pentru că putem ajunge în riscul ca aceste proiecte să nu mai poată fi analizate în termen, să plătim corecții sau chiar să dăm bani înapoi. Mai sunt deja, mai sunt toată cu 3 ani. Cu proceduri de admisie cu 4 ani. Să nu ce să vorbim, da? A fost lansată o procedură scrisă pentru o decizie ce mai port de realocare financiară pe acțiuni prioritare și priorități de investiții. Săptămâna aceasta este în procedură scrisă și probabil săptămâna viitoare vom avea imaginea noilor redistribuiri de alocări financiare. În această redistribuire apare și mutarea unor sume de la eficiență energetică clădiri rezidențiale blocuri către eficiență energetică clădiri publice. Așa s-a ajuns la acest procent de 63%. Odată aprobată această decizie ce mai pot, înseamnă că putem fi siguri că acei bani sunt la dispoziția regiunii și revenim cu solicitarea de a redeschide cât mai urgent, pentru că e clar că aceea va fi alocarea pentru 3 noiembrie. Deci săptămâna viitoare vom avea și probabil alocarea noastră. Noi am făcut la penultima noastră întâlnire un document pe care l-am asumat cu toții legat și de asta 13 și de școli și așa mai departe. Nu știu dacă ați discutat la început ședinței, în ce scuze că am întârziat, dar voiam să vă întreb dacă mai sunt noutăți legat de ceea ce înseamnă alocări suplimentare pentru aceste axe care sunt supra-solicitate din punct de vedere al beneficiarilor. Noi am solicitat distribuirea rezervei de performanță de la axa 5 către axa 13. Acest lucru urma să-l spun în prezentarea următoare, dar Ministerul nu ni l-a aprobat, din păcate. În schimb, domnul director spunea că există o posibilitate de a se... De a merge la 200% la axa 13. Axa 13. Deci au spus cu doamna Mizara, deci ne-a spus să nu ne impacientăm că nu s-a aprobat mutarea de la 5 la 13, fiindcă oricum se va aprova axa 13 supracontractarea până la 200%. Și la 4 până la 150%. Da, și în aceste condiții va intra la axa 13 și Plopeni, Cucioasa și Pite. Cucioasa cu câte proiecte? 4. Toate 4. Mulțumesc. Pentru liceu tehnologic mai am vreo speranță? Unde am cert intrarea în rezervă? Pentru că s-a semnat un contract în regiune. Tot așa, poate din economiile pe care le vor obține în urma achizițiilor de la celelalte proiecte. În programul anterior, dacă vă reamintesc, că exista o posibilitate ca imediat după ce se atribuie contractele, se facă o redimensionare a bugetului proiectului și tot surplusul să se întoarcă în programul banii regiunii, așa încât să putem să mergem mai jos cu contracte, să semnăm contracte din rezervă.